bucuria Evangheliei umple viața și inima celor care se întâlnesc cu Iisus Hristos. Dragi prieteni, bun regăsit! Suntem la o nouă ediție a emisiunii Sub Semnul Crucii, aici, la Apolonia TV. Începem cu această ediție o nouă serie, o serie de emisiuni dedicate unui document important scris de Sfântul Părinte. Acest document se cheamă Evangelii Gaudium, Bucuria Evangheliei, un document pe care Sfântul Părinte l-a încredințat bisericii în anul 2013 și într-un fel putem spune că acest document este, dacă putem folosi termenul, platforma, program a Sfântului Părinte. Pentru că în acest document a dorit să împărtășească biserici întregi și lumii întregi modul în care el vede biserica, modul în care biserica în aceste timpuri este chemată să fie în slujba întregii lumi. De fapt, acest document se cheamă Exhortația Apostolică Evanghelii Gaudium a Sfântului Părinte Francis către episcopi, preoți și diaconi, către persoanele consacrate și către credincioși și laici despre vestirea Evangheliei în lumea actuală. Acesta este documentul, tradus bineînțeles și în limba română, disponibil și pe internet și, repet, nu vrem să facem referință ca la un document, ci ca la gânduri ale Sfântului Părinte din care fiecare suntem chemați să învățăm tot mai mult, tocmai pentru a înțelege că toți suntem chemați să-L vestim pe Iisus Hristos în lumea actuală. La deschiderea documentului, Sfântul Părinte spune că dorește să se refere la reforma bisericii în acțiunea ei misionară, ispitele lucrătorilor pastorali. Biserica înțeleasă ca totalitatea poporului lui Dumnezeu care evanghelizează. Omilia și pregătirea ei, incluziunea socială a săracilor, pacea și dialogul social, motivațiile spirituale pentru angajarea misionară. Iată câteva teme care sunt prezente în acest document, în aceste gânduri ale Sfântului Părinte. Și noi ne-am gândit că ar fi foarte potrivit pe parcursul a mai multor emisiuni să aprofundăm aceste teme, astfel încât să înțelegem felul în care fiecare dintre noi putem să răspândim binele, să vestim pe Iisus Hristos în mediul în care trăim. Și iată, pe acest parcurs, în acest parcurs ne vor însoți invitații noștri pe care îi prezentăm în acest moment. Ei ne vor ajuta să înțelegem acest document al Sfântului Părinte și să și îl prezentăm. Părintele Egidiu Condac, vicar general al Episcopiei Romano-Catolice de Iași. Bun venit la emisiunea noastră! Bun regăsit! Mă bucur să fiu din nou în studioul dumneavoastră. Și sora Iuliana Neculai, Congregația Notre Dame de Sion. Bun regăsit de asemenea și îmi pare bine să vă... Și pentru că suntem în ziua de 8 martie, la mulți ani și mulțumesc. Domnul să vă ajute pe dumneavoastră și pe fiecare femeie să răspundă chemării lui Dumnezeu și chiar v-aș propune să începem cu urarea noastră de la mulți ani și de multe haruri și multe binecuvântări, urare care vine de la noi, dar și de la Sfântul Părinte. Și iată, deschidem ediția noastră chiar cu urarea a Sfântului Părinte pentru toate femeile din lume. A ninguno lo bautizaron cura u obispo. A todos nosotros nos bautizaron como laicos. Laicos y laicas son protagonistas de la Iglesia. Hoy es especialmente necesario ampliar los espacios con presencia relevante femenina en la Iglesia. Y con presencia laical, se entiende, pero subrayando lo femenino, porque las mujeres suelen ser dejadas de lado. Hemos de promover la integración de las mujeres en los lugares donde se toman las decisiones importantes. Recemos para que en virtud del bautismo, los fieles laicos y las mujeres en una manera especial, participen más en instancias de responsabilidad en la Iglesia, sin caer en los clericalismos que anulan el carisma laical.
Iată intenția Sfântului Părinte ca femeile să participe mai mult în locurile de răspundere, în instituțiile de răspundere ale bisericii. Și este poate urarea cea mai potrivită în această zi în care privim cu mult drag la femeile din lumea întreagă. Noi revenim și discutăm despre bucuria Evangheliei, bucuria credinței. Spunem, acest document al Sfântului Părinte pornește, bineînțeles, Titus spune foarte mult bucuria Evangheliei, pornește de la această idee a faptului că poate prea mult în lumea de astăzi este trăită credința așa ca o apăsare, trebuie să fie făcute multe lucruri, trebuie să corespundem unor legi, și în deschiderea documentului exortației apostolice Evangheliei Gaudium, Sfântul Părinte face referință la bucuria credinței. Și la un moment dat spune că uneori și creștinii cad în această ispită de a vedea credința ca o apăsare și să fie să fie trăită cu nu cu entuziasm, nu cu bucurie, ci ca o datorie. Există cu adevărat acest risc? Ne paște pe fiecare dintre noi să trăim credința ca o obișnuință, ca un lucru care trebuie să fie făcut și nu să fie acea ardoare, acel entuziasm? Trebuie să recunoaștem că a intuit bine Sfântul Părinte această realitate mai puțin plăcută care ne paște pe fiecare dintre noi. Știm că și viața de credință trebuie alimentată, și în măsura în care nu reușim să ne alimentăm constant dintr-o viață de credință folosind hrana Cuvântului lui Dumnezeu, sacramentele, participând la Sfânta Liturghie, de unde ne hrănim cu izvorul, de la izvorul proaspăt al prezenței Domnului, atunci într-adevăr putem să cădem în această capcană, cu atât mai mult cu cât societatea este plină de astfel de capcane. Într-o lume, spune Sfântul Părinte chiar la începutul exortației apostolice, într-o lume în care se observă tot mai mult individualismul, pentru că consumismul aduce și această latură a individualismului, o lume a bunăstării, este orientată mai mult spre sine decât să se deschidă spre alții. Și într-o astfel de situație, într-un astfel de context, sigur, trăiesc și creștinii. Și dacă nu se alimentează constant, nu ne alimentăm constant din cuvântul proaspăt și nu reactualizăm în noi acel mesaj pe care îl primim la Sfânta Liturghie, atunci, într-adevăr, cădem în această capcană, devenim triști, creștini triști, și atunci nu putem transmite, nu putem să trăim noi înșine bucuria care apoi să se reverse și asupra celorlalți. Ceea ce este într-un fel paradoxal, pentru că de fapt viața de credință înseamnă o întâlnire permanentă cu o persoană, cu Iisus Hristos, cel care aduce adevărata bucurie și vrea să ofere împlinire fiecăruia în parte. Sfântul Părinte vorbește mult în deschiderea exortației sale despre bucurie, bineînțeles, făcând referință și la Sfânta Scriptură. Sora Iuliana, sunteți o specialistă a Sfintei Scripturi, studiați cu ardoare, am putea să facem emisiune în treci despre bucuria în Sfânta Scriptură, dar poate e bine să ne oprim asupra a câteva aspecte. Ce ne spune Sfânta Scriptură despre bucurie, despre bucuria urmării lui Dumnezeu, bucuria vieții? Într-adevăr, bucuria putem spune că este motivul principal al Bibliei, al Sfintei Scripturi, și dacă ne gândim să punem în rezumat ceea ce Biblia ne spune despre bucurie, atât Vechiul Testament cât și Noul Testament, spun că bucuria este o trăsătură caracteristică a credinciosului, atât la nivel individual cât și comunitar. Deci, o bucurie care este trăită la nivel personal și care se reflectă în comunitate, putem spune mai apoi comunitatea, cei din jur se contagiază și iată că e o contaminare bună, o contaminare bună. Să mai fie și de felul acesta. Și iată că arată că această bucurie trăită este rodul unei întâlniri. Și practic de aici pleacă și această exortație. Tocmai cerând bisericii o reînnoire, o nouă etapă de evangelizare prin bucurie. Și avem
întreaga Biblie, începând cu profeții, care ne vorbesc însăși creația, participă la această bucurie a mântuirii. Și nu numai creația, ci și Dumnezeu însuși, profetul Sofonia, ne spune că participă la o celebrare a mântuirii. Și mai apoi, chiar vestea cea bună din Noul Testament începe prin vestirea Îngerului, Haire, Maria. Deci bucură-te, da? Deci Biblia este presărată cu această bucurie a întâlnirii cu Dumnezeu și mai apoi cu Dumnezeu în Fiul Său. Papa Paul al VI-lea, în exhortația apostolică, Gaudete in Domino, iar vorbim despre bucurie, bucurați-vă în Domnul, spune că, citez, societatea tehnologică a putut să înmulțească ocazii de plăcere, dar cu greu reușește să aducă bucuria. Am încheiat citatul. Și aceasta pare să fie un lucru atât de curios. Avem parte de mult progres și mulțumim Domnului și totuși în unele aspecte, tehnologia, progresul și așa mai departe, nu pot să spun ultimul cuvânt pentru că sunt aspecte care țin de realitatea interioară a omului. Ce înseamnă lucrul acesta? Probabil că atunci când Papa Paul al VI-lea observa aceasta, era abia începutul a unei astfel de orientări. Dar astăzi, cred că de la mic la mare ne putem da seama că dacă suntem onești și privim cu adevărat ce se întâmplă în viața noastră, vedem un paradox. Plăcerea care este prezentată, plăcerea mediatizată, nu este una și aceeași cu bucuria, cu bucuria interioară. Și acesta e paradoxul pe care îl trăim din ce în ce mai mult. Cu cât progresul lumii de astăzi încearcă să creeze un spațiu, un ambient de plăcere, un ambient comod pentru omul contemporan, se pare că nu reușește să ajungă să-i sature dorința și căutarea omului de fericire și să aducă adevărata bucurie, ci din contra, parcă omul cu cât caută mai mult aceste plăceri, aceste lucruri pe care le propune lumea exterioară, cu atât mai mult parcă se întunecă în interiorul său. De aceea, într-adevăr, intuiția Papei Paul al VI-lea, care apoi vorbește și în Populorum Progressio despre dezvoltarea tehnologiei într-un ritm alarmant, în defavoarea omului și a trăirii sentimentelor umane, a ceea ce este pus de creator în om ca și calități pe care trebuie să și le dezvolte. Și într-adevăr, nu merg mână-mână. Vedem, constatăm acest lucru, deși asta nu înseamnă că tehnologia este ceva care să aducă o umbră negativă sau pe care să considerăm că trebuie dată la o parte. Nu. Nu în acest sens trebuie privit, dar trebuie să avem mereu această grijă de unde ne alimentăm. Tehnologia o folosim ca pe un mijloc, dar nu este un scop pentru noi. Și atunci când este un mijloc de care ne folosim pentru a merge la scopul important al vieții noastre, să nu ne blocheze la a ne întâlni cu semenii, a-i privi în față, a ne bucura împreună cu ei, a ne vedea chip cu chip și a vedea chipul lui Dumnezeu în semenii noștri, atât cât nu ne împiedică acest lucru, atunci, da, există și bucuria de a ne folosi de mijloacele progresului de astăzi, dar trăim și bucuria interioară a credinței. Totuși, ca să nu fim acuzați că nu suntem cu picioarele pe pământ, primind în jurul nostru, e clar că există multă suferință, multă încercare și uneori acest discurs al bucuriei pare să fie luat din alte sfere sau așa ca într-un mod ideologic sau proclamând doar cuvinte frumoase. Spuneam, există încercare, există boală, există suferință. Cum putem în astfel de condiții, în astfel de situații sau în fața unor astfel de persoane care se confruntă cu suferința să vorbim de bucurie? Nu este prea forțat? Nu este exagerat? Dacă vorbim despre acea bucurie, așa cum spunea părintele, bucurie adevărată sau mai bine spus bucurie autentică, știm că această bucurie nu se trăiește în toate momentele în același mod. În diferite etape ale vieții sau anumite evenimente
pot duce la a avea acea tendință de a recurge la tristețe sau la descurajare. Însă, dacă noi avem acea rază a credinței că Dumnezeu ne iubește, pe care trebuie să o hrănim, bineînțeles, totdeauna, acea suferință poate fi trăită într-o bucurie autentică, dincolo de faptul de acea radiere fizică, dar acea simplitate și, mai bine spus, liniște. De multe ori vedem multe persoane care suferă cu o pace sufletească. Aceea o putem traduce și într-o bucurie autentică. Este acea pace care provine de la o întâlnire, poate provine de la o hrană pe care persoana o primește și de multe ori este o hrană spirituală. Care dată de multă, multă folosă. De fapt, bucuria spirituală nu înseamnă, nu știu, spune tot timpul bancuri, mai folosește expresie în limba română, te hlizi tot timpul, ci înseamnă avea acea prezență interioară care îți dă perspectiva de speranță, de lumină asupra vieții și alimentată de acea convingere a prezenței divine în propria viață. Bucuria Evangheliei, bucuria de a evangheliza, de a mărturisi pe Iisus Hristos. Și vedem, spuneam până acum, cât de important este să ne trăim relația cu Iisus Hristos, această relație de credință cu bucurie, fără apăsare, fără tristețe, cu entuziasm, cu ardoare. Și revine și al doilea aspect, nu numai de a trăi într-un mod personal, ci a și mărturisi. Ceva de genul, dacă trăiesc o bucurie cu adevărat, consistent în viața mea, nu pot să nu o împărtășesc. Și atunci vine întrebarea, creștinul are această, punem între ghilimele data asta, datorie de a-L mărturisi pe Iisus Hristos sau este suficient să se bucure de credință, de prezența sa în propria viață? De ce? Ca să punem mai bine întrebarea, de ce fiecare creștin este chemat cu viața sa să vorbească despre Iisus Hristos? Este chemat cu adevărat să se bucure și să trăiască în această bucurie, pentru că, într-adevăr, în cuvântul lui Dumnezeu și în tezaurul bisericii se află această bucurie. Nu întâmplător este chemat creștinul, nu pentru că trebuie să afișeze o postură de fericit, pentru că s-a stabilit undeva un standard, creștinul trebuie să fie bucuros. Și dacă s-a stabilit așa, trebuie tot să meargă pe această linie. Nu. Ci pentru că însuși cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt plin de speranță, plin de bucurie. Este cuvântul mântuirii. Pentru că mântuirea nu poate să întristeze omul. Salvarea, mântuirea și răscumpărarea sunt cuvinte care aduc această bucurie. Omul, creștinul botezat, trăind această latură a botezului său, nu poate să nu descopere această bucurie dacă este sincer cu el însuși și se întreabă ce mare bogăție reprezintă pentru mine cu adevărat credința. Iisus Hristos îi numește pe ucenicii săi prieteni. Nu vă mai numesc slugi, ci vă numesc prieteni. Sau face legătura între viță și mlădiță. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Și dacă Iisus Hristos este izvorul bucuriei, care este vița, atunci mlădițele, deci nu au cum să nu trăiască din această bucurie. Purtăm în noi acest tezaur al bucuriei prin faptul că suntem botezați, că suntem creștini, că ne hrănim din acest tezaur al credinței, al bisericii. Și v-aș spune și mai departe, pentru a nu rămâne pe acest ton al datoriei, ci a spune mai mult cum vede Sfântul Paul și exclamă în scrisoarea, în scrisoarea către Romani, în capitolul 8, cine ne va despărți de iubirea lui Hristos? Practic, el se simte în această iubire, simte această bucurie a vieții sale în Domnul și exclamă din această bucurie, cine ne va despărți? Și nu spune numai despre el, ci spune de toți creștinii. Se simte deja în comuniune cu creștinii, cine ne poate despărți de această iubire a lui Hristos? Practic, el vede din interior, nu ca o datorie din exterior, ci din interior se revarsă această bucurie care a fost
revărsată în el și în noi, creștini. Ca să nu mai spunem că Sfântul Paul la un moment dat zice, vai mie dacă nu vestesc Evanghelia. Și această vestire a Evangheliei și spunem noi teoria ca teoria, dar practica ne omoară, nu este ușor. Și mă gândesc poate la generațiile mai tinere, la copii, la adolescenți, la tineri, dar și la adulți, în familie, în societate, la locul de muncă, să faci să transpară legătura ta cu Hristos. De multe ori se cade în aspecte acestea de timiditate, poate chiar de rușine. Uneori se întâlnesc chiar și reacții, să spunem, puternice în fața celor care le vorbim despre Hristos. Deci nu e ușor să ne trăim și să ne mărturisim credința. Unde poate găsi, sau care sunt situațiile acelea, sau unde poate găsi un creștin acea fervoare, acea putere de a mărturisi credința? Nu înseamnă acum a predica 24 din 24, dar a predica cu propria viață, cu propriile valori, cu propriile atitudini. E nevoie de o forță. Cum poate un creștin să-L mărturisească pe Hristos în orice ambient? Bineînțeles, este o temă delicată astăzi de a vorbi deschis despre credință, însă consider că hrănirea pe care fiecare o aduce credinței sale în această întâlnire, dezvoltându-se în acea prietenie fericită, putem spune, cu Iisus, nu poate să nu o împărtășească. Și dacă mă gândesc acum la modul în care generațiile de astăzi, când aud ceva, o și-o împărtășesc, o putem traduce în acest fel, un tânăr care descoperă această prietenie fericită, o poate împărtăși cu ceilalți colegi. Același lucru putem spune și în orice context, să spunem, profesional, la muncă, la serviciu. Acea prietenie care o ai dă un mod de a trăi, un mod de a fi, care radiază uneori. Poate fi uneori că vorbești, poate alteori ești întrebat de unde radiezi atâta fericire. Și aici mă gândesc la un exemplu concret. Îmi spunea o persoană care s-a convertit și spunea, eu am descoperit pe Iisus Hristos pe fața unei bătrâne, era o călugăriță ortodoxă, într-o mănăstire pe Muntele Măslinilor, avea peste 90 de ani. Dar pe fața ei l-am descoperit pe Iisus Hristos. Deci, un alt mod de a mărturisi prin... nu contează anii, nu contează locul, nu contează, oriunde putem fi. Nu contează discursurile sau vorbele, ci efectiv să se vadă că Iisus Hristos este prezent în propria viață. Și că vorbim despre mărturisirea credinței, tocmai astăzi se încheie o vizită istorică a Sfântului Părinte în Irak. S-a dus în Irak tocmai pentru a mărturisi credința, pentru a conforta acest popor atât de încercat de războaie și de conflicte. Și tocmai de aceea vă îndemn să vedem câteva imagini și pe voi, dragi prieteni, câteva imagini din această vizită extraordinară, istorică a Sfântului Părinte în Irak.
Iată câteva imagini cu adevărat impresionante din cadrul vizitei Sfântului Părinte în Irak. A ținut atât de mult să facă această vizită în timpuri destul de complicate. Pe de o parte din cauza pandemiei, pe de altă parte din cauza faptului că situația în Irak nu este atât de liniștită, dar a dorit să meargă ca un pelerin pentru a aduce mângâiere, pentru a aduce încrederea unui popor atât de încercat, spuneam, de războaie, de conflicte, și în felul acesta să fie un pelerin al păcii, un pelerin al credinței, întâlniri impresionante și cu comunitatea musulmană. Iată, poate de ce nu, orizonturi noi pentru o lume nouă care să se stabilească în așa fel încât să vadă mai mult lucrurile care unesc decât cele care despart. Noi continuăm să discutăm în ediția de astăzi despre exortația apostolică Evangelii Gaudium, Bucuria Evangheliei, și continuăm discuția noastră cu părintele Egidiu și cu sora Iuliana, și în felul acesta vrem să mergem mai departe, vorbim despre bucuria Evangheliei, bucuria credinței. La un moment dat Sfântul Părinte în exortație spune că este loc de a vesti, pentru a vesti Evanghelia, frumusețea Evangheliei în toate domeniile, și chiar pomenește lucruri care poate ne surprinde, bineînțeles în domeniul social, dar în economie, în politică, în locurile de decizii, acolo este loc pentru frumusețea Evangheliei și pentru valoarea Evanghelie. Nu este prea forțat, nu este o pretenție prea mare a bisericii. De ce? Și în aceste aspecte e nevoie de frumusețea Evangheliei. Deja Conciliul Vatican II a arătat o deschidere extraordinară și acolo s-a reflectat foarte mult asupra rolului creștinului, care trebuie să sfințească locurile în care este prezent. Fie că este vorba de un domeniu economic, social, politic, numai cadrul familial de unde provine, dar și celelalte medii profesionale unde își desfășoară activitatea. Și sigur, dacă este să ne gândim la ceea ce spunea psihiatrul austriac Viktor Frankl, care a trăit ororile care s-au petrecut în lagărele de exterminare, el încercând să stimuleze pe ceilalți oameni care erau prizonieri în aceste lagăre, el însuși fiind un prizonier, și văzând cum există această putere în om totuși de a se încuraja unii pe alții și în acele condiții, spunea că de fapt orice om are această libertate de a-și alege atitudinea în orice circumstanță s-ar afla. Și atunci noi cu această libertate, ca și creștini, putem să ne trăim credința în orice circumstanță ne-am aflat, ba chiar aducem o lumină prin trăirea credinței noastre. Știm că un creștin care știe să treacă de la simpla mărturisire a credinței sau rugăciunea liturgică din biserică la o atitudine de viață poate aduce atât bine, și sunt atâtea cazuri de oameni creștini care poate nu s-au afișat pe față, dar prin ceea ce mărturiseau, prin luciditatea cu care expuneau argumentele lor în domeniul profesional, aduceau atâta claritate și atât bine pentru întreaga societate prin ceea ce lucrau, prin misiunea pe care o aveau de îndeplinit acolo unde erau, în economie, în politică sau în alte medii. Și găsim această forță, indiferent de mediul în care suntem chemați să activăm, găsim o forță pentru că, spuneam înainte, credința înseamnă întâlnirea cu o persoană, și spune Sfântul Părinte în exortație, în documentul acesta, citesc, Hristos este Evanghelia veșnică, însă bogăția și frumusețea sa sunt inepuizabile. El este mereu tânăr și izvor constant de noutate. Am încheiat citatul. Ce înseamnă lucrul acesta?
Da, bineînțeles, Sfântul Părinte pleacă cum se obișnuiește să plece, de la Cuvântul lui Dumnezeu, deci ea din Cartea Apocalipsului. Această expresie, Hristos este Evanghelia veșnică, dar tot în Sfânta Scriptură ne este spus că El este, Hristos este același ieri, astăzi și întotdeauna. Deci mesajul este același. Ceea ce completează mai departe este faptul că acest mesaj este, are o bogăție de nemăsurat, în sensul că biserica nu totdeauna citește, îl meditează, se întâlnește și găsește totdeauna ceva nou. Deci este o sursă de viață totdeauna nouă. Nu contează prin ce epoci trece, prin ce istorie, prin ce națiune, prin ce popor. Este totdeauna același Hristos, însă fiecăruia, pe fiecare găsește o bogăție care poate fi diferită de cea pe care altul o găsește, dar este același Hristos. Lucru care e semnificativ, pentru că cred că există riscul, poate și în cadrul bisericii, de a căuta metode noi, modalități noi de a veni în întâmpinarea oamenilor, ca oamenii să aibă mare disponibilitate de a asculta Cuvântul lui Dumnezeu, și uneori e un risc acesta, pentru că e bine să, adică nu e bine, este obligatoriu să rămânem fideli mesajului. Tocmai faptul de a ne reîntoarce totdeauna la Hristos, la mesajul principal, ne face să descoperim noi metode uneori de a-l proclama, de a-l expune, și de aceea spun, a reveni biserica de fiecare dată când cere o schimbare sau când cere o reformă, totdeauna pleacă de la întoarcerea la izvor. Și întoarcerea pentru noi la izvor este întâlnirea cu Hristos. Adică am putea spune în cuvinte poate mai simple, de fiecare dată când e nevoie să se iau decizie în biserică sau într-o comunitate a bisericii, această întrebare, oare ce ar spune Hristos în situația aceasta sau ce ar face Hristos? Cred că asta ar lumina totul, nu? Sigur, orice evanghelizare putem spune este nouă în perspectiva pe care Hristos o aduce în acel moment, în acea cultură, în acea comunitate, pentru acea persoană. Nu întâmplător, la un moment dat Sfântul Părinte spune că biserica are datoria să caute, citesc din nou, noi drumuri, metode creative, alte forme de exprimare, semne mai elocvente, cuvinte încărcate de semnificație reînnoită pentru lumea actuală. Am încheiat citatul. Iarăși pare să fie în spate o anumită umbră sau, nu știu, unele reacții care spun, dar totuși este un mare risc, pentru că noi trebuie să-L vestim pe Iisus Hristos, același ieri, astăzi și întotdeauna. Unii se tem că acest efort de a fi, între ghilimele, actuale, poate să însemne a ne da mai mult cu lumea, are mesajul creștin de suferit în privința aceasta, sau care este calea cea mai potrivită? Au existat întotdeauna în biserică aceste mișcări, aceste orientări. Există, pe de o parte, cei mai progresiști care ar dori să aducă noutăți mult mai repede în sânul bisericii, metoda de a evangelizare și în celelalte domenii, dar există pe de altă parte și acea orientare conservatoare, cei care sunt puțin mai rezervați față de astfel de metode progresiste, inovatoare. Însă, sigur, totdeauna e important de găsit echilibru necesar, care nu este ușor de găsit, dar prin discuții, iată, există aceste convocări ale episcopilor, sinoade, care pun în discuție noutatea, noul mod de a transmite Evanghelia pentru lumea de astăzi. Sunt grupuri de reflecție care aprofundează situațiile în care se află omul, creștinul de astăzi, și cum ar putea să fie perceput mesajul lui Hristos, dar întotdeauna se ține cont, într-adevăr, cum spunea și sora, de izvorul viu, Evanghelia, Hristos, de modul în care Duhul Sfânt suflă astăzi
și aduce această noutate, această prospețime, așa cum a suflat la Rusalii și în noirile Rusalii ale fiecărui om, ale fiecărei comunități, a fiecărei generații, trebuie să avem această deschidere și să ne lăsăm inspirați de modul în care se poate interpreta astăzi cuvântul lui Dumnezeu, mesajul evanghelic. Îmi aduc aminte că atunci când eram cu 20 și ceva de ani în urmă la vicar la Sfânta Tereza aici în Iași, la cateheză încercam să descoperim noi metode prin care să reușim să ajungem la sufletul tinerilor, adolescenților de atunci și știu că veniseră cu o noutate frații școlilor creștine care venind din Spania au venit cu diapozitive, cu un mod de a prezenta cateheza pe vremea aceea, cât a evoluat astăzi modul de prezentare a catehezei cu filmulețe, cu prezentări, PowerPoint și în atâtea moduri pe care tehnica evoluată de astăzi le pune la dispoziție. De aceea, iată, același mesaj al lui Hristos care poate atrage astăzi, prezentat într-o altă formă, cu adevărat poate fi un mod care să aducă un real folos și un rod bogat pentru generațiile de astăzi. Și roadele se văd cu adevărat sau efectiv ies la iveală, pomenește Sfântul Părinte, și pe un anumit fundal. Trăim bucuria credinței, trăim credința cu bucurie, evangelizăm cu bucurie, cu entuziasm, dacă salvăm anumită situație, aceea a amintirii, face Sfântul Părinte referință la memorie, la ceea ce face Dumnezeu pentru noi și asta ne dă forța de a vesti Evanghelia cu bucurie. E un aspect care îl regăsim atât de mult în Sfânta Scriptură, ce înseamnă a face memoria lucrărilor minunate ale lui Dumnezeu. Da, sigur, în exhortație chiar îi dă și o denumire, acea amintire deuteronomică, bineînțeles... Ce înseamnă lucrul acesta? Da, inspirat din istoria, analogie cu amintirea poporului lui Israel, știm că pentru tradiția ebraică, amintirea are un rol important în exact. Credință. Deci, totdeauna... ceea ce îi se aduce lui Dumnezeu îi se aduce datorită amintirilor a faptelor mântuitoare, salvatoare pe care le-a făcut pentru popor. Și în aceeași linie Iisus ne lasă în cina cea de taină, faceți aceasta în amintirea mea, acel memorial pe care biserica este chemat să-l trăiască zilnic, amintirea acelui Paște, acelui mister al lui Hristos mort și înviat. Și totodată această amintire trebuie să fie prezentă în viața creștinului, pentru că nu este doar să ne amintim de unele lucruri care au fost în istoria trecută, ci istoria noastră personală. Trebuie să trăim fie din această amintire a Paștelui Hristos, fie sunt toate acele persoane care au avut o incidență în credința noastră. Și atunci, acele persoane ne pot ajuta, putem spune, de a trăi această credință și de a o transmite mai departe. Și mă gândesc aici la un lucru care poate în acel moment nu ne dădeam seama, dar este examenul de conștiință pe care, în tradiția ignațiană, este chemat fiecare credincios să-l facă seara. Este tot de a ne aminti de ceea ce Dumnezeu împlinește în viața noastră. Deci putem să spunem că credinciosul este în mod fundamental unul care comemorează. Da? Și este biserica care trăiește zilnic comemorarea și credincioșii fac parte din acea biserică care trăiește. Interpretăm puțin ceea ce spunea Sfântul Ignațiu pentru examenul de conștiință, de fapt în două întrebări care par atât de simple. Ce a făcut astăzi Dumnezeu pentru mine, ce am făcut eu
pentru Dumnezeu și în felul acesta cu adevărat facem memorie, înseamnă a face o comoară din amintirea a ceea ce Domnul revarsă permanent în viața mea personală și în viața bisericii, pentru că vorbeam de memorie, pentru că vorbim despre a comemora și Sfânta Liturghie, bineînțeles, este comemorarea pătimirii, morții și învierii Domnului nostru Iisus Hristos și ascultarea și meditarea cuvântului Său. Suntem pe finalul emisiunii și vă invit să medităm împreună sau să ne ajutați să reflectăm, să medităm împreună fragmentul evanghelic din duminica următoare. Va fi duminica a patra din postul mare și biserica ne pune în fața ochilor sufletului un fragment din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versete de la 14 și până la 21, și în acest moment proclamăm acest cuvânt pe care încercăm să-l înțelegem și să aducă roade în sufletul nostru. În acel timp Iisus i-a spus lui Nicodim: după cum Moise a înălțat șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să aibă viața veșnică. Într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său, unul născut, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Cine crede în El nu este judecat, însă cine nu crede a fost deja judecat, pentru că nu a crezut în numele Fiului unic al lui Dumnezeu. Aceasta este judecata. Lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face faptele rele urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i fie descoperite faptele. Însă oricine face adevărul vine la lumină ca să se vadă că faptele sale sunt făcute în Dumnezeu. Iată, aceasta este Evanghelia pe care ne propune biserica în duminica, repet, a patra din postul mare, timpul care ne îndreaptă spre celebrarea pătimirii, morții și învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Un text dens, cu multe semnificații, avem câteva minute să ne apropiem de el, să încercăm să-l înțelegem. Ce ne spune acest fragment din Evanghelie? Este într-adevăr un fragment din Evanghelia Sfântului Ioan care ne provoacă la o reflexie profundă a ceea ce reprezentăm noi ca și creștini. Practic avem semnul, avem credința și legătura. Atunci când se creează o legătură între credința noastră și semnul mântuitor al lui Dumnezeu, atunci se realizează mântuirea în viața noastră, dacă facem această legătură. Cuvintele cheie pe care le-aș numi în Evanghelia, în fragmentul pe care l-am ascultat, ar fi, din perspectiva mea, mântuirea și judecata. Mântuirea care se referă la ceea ce este mai presus de orice, este înălțată pentru a fi percepută. Mântuirea este în fața tuturor oamenilor, este ca un far călăuzitor pentru oameni, stă în fața fiecăruia dintre noi. Și judecata înseamnă a nu recunoaște lumina care a venit în lume, a iubi, a rămâne în întuneric. Cu alte cuvinte, suntem judecați în momentul în care nu reușim să vedem această lumină a prezenței mântuitoare. Și dacă mântuirea înseamnă intrăm în acest dar al mântuirii prin faptul că depunem efortul nostru la harul gratuit pe care Dumnezeu ne-l revarsă în sufletele noastre, judecata înseamnă a nu pune acest efort, a nu face niciun efort pentru a ne apropia de această lumină. Suntem supuși greșelilor, păcatelor, asta recunoaștem, așa? Recunoaștem că deseori deviem de la drumul bun al mântuirii, drumul trasat de Dumnezeu, și atunci este gestul mântuitor, privind la semnul pe care ne l-a lăsat Dumnezeu, prezența lui Hristos pe cruce,
ne aduce această mântuire prin credința pe care o purtăm în sufletele noastre. Așadar, mântuirea este ca răspuns la iubire cu iubire, pe când judecata este lipsa răspunsului nostru de iubire sau amânarea la o dată indefinită a iubirii pe care ar trebui să o manifestăm în fața unui mântuitor atât de mare și de iubitor. Sora Iuliana? Da, într-adevăr, așa cum spunea părintele, mântuirea, salvarea este tema centrală, putem spune, acestui text evanghelic. Iisus, într-adevăr, nu a venit pentru a condamna, ci pentru a aduce, putem spune, o nouă situație pentru persoanele care cred în El. Și de multe ori noi folosim ne mântuiește de la, ne salvează de la ceva, dar aici în text este foarte clar înălțarea privirii la Fiul Omului pentru ca oricine crede să aibă viața veșnică. Este o propunere pentru, putem spune că este oferta lui Dumnezeu care ne este făcută. Și noi, în fața acestei oferte, dacă vorbim în termen, să spunem mai cum, nu avem decât să alegem, și alegerea este a noastră, dacă alegem să fim condamnați sau să mergem spre viață. Da? Și alegerea este, putem spune, viața creștină. Da? Viața creștină, putem spune, este despre alegere. Ceea ce facem. Aleg să trăiesc în lumină sau aleg să trăiesc în întuneric. Și dacă mergem la Sfântul Ioan, deci pentru el cuvintele lumină, adevăr, iubire, nu sunt cuvinte pur și simplu sau sunete pe care noi le auzim, ci ele vorbesc de însăși natura lui Dumnezeu. Pentru că în Ioan avem toate acele, eu sunt calea, adevărul și viața. Și în același timp, eu sunt lumina. Ești chemat să trăiești din lumină, eu sunt iubire, suntem chemați să trăim din iubire și așa mai departe. Deci avem prezentat aici viața divină care ni se oferă. Persoanelor nu le rămân decât să aleagă ori lumina, ori întunericul. Și de multe ori când noi vorbim de alegeri, ne gândim la marile alegeri din viață. Însă consider că o chemare pe care ne face textul este să ne gândim la alegerile cotidiene din viața de fiecare zi. Putem pune întrebarea, alegerea pe care eu o fac acum, astăzi, la această oră, este pentru lumină sau pentru întuneric? Foarte concret, foarte la obiect. Și m-aș opri mai mult asupra un alt verset. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său unul născut. Suntem în timpul postului mare, celebrăm amintirea, pătimirea, moartea și apoi vom celebra învierea Domnului nostru Iisus Hristos. În timpul postului mare facem referință la această jertfă a lui Iisus Hristos. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său. Ce înseamnă lucrul acesta? O iubire fără margini, o iubire care se revarsă. Iubirea nu poate ține la sine. Iubirea se împarte, se comunică, se dăruiește, se oferă celorlalți. L-a dat pe Fiul Său și nu a... Deci o iubire atât de mare încât nu a dat orice, nu a dat un lucru, nu a pus la dispoziție un program oamenilor pentru mântuire, dar a dat ce are mai scump, pe Fiul Său. Și ne amintește de acea imagine din Vechiul Testament când este chemat Abraham să-și sacrifice propriul său fiu. Aceeași imagine a părintele care își duce fiul său și oferă fiul său la voința lui Dumnezeu, nu? Aici Dumnezeu însuși este cel care revarsă iubirea sa prin ce? Prin ce are mai scump? Prin fiul său. Sora Iulie, vă rog. Era doar pentru a specifica că, într-adevăr, aici accentul este pus pe dăruirea. Deci, suprema iubire este dăruirea Fiului. Și de aceea, ideea de dăruire pe care o avem aici pune accentul nu atât pe ideea de sacrificiu, cât pe ideea de iubire. Sacrificiul este o manifestare a acestei supreme iubiri pe care Dumnezeu o face. Pentru că de multe ori cădem în spune că de ce Dumnezeu a trebuit, a fost necesar
în termeni teologici, a fost necesar să-l dea, pentru că din prea marea sa iubire a revărsat tot ceea ce avea mai scump. Și mai am o curiozitate asta, doar să vă întreb, oricine face adevărul vine la lumină. Noi suntem obișnuiți să spunem cine face binele, cine, oricine spune, Evanghelistul Ioan, face adevărul vine la lumină. Ce înseamnă lucrul acesta? Oricine face adevărul este, dacă Dumnezeu este adevărul suprem, spunem, atâta timp cât tu umbli în adevăr, te apropii de natura adevărului însuși, care este Dumnezeu. Iată, suntem pe finalul emisiunii, chiar la finalul emisiunii de această primă ediție în care am început să aprofundăm acest îndemn, acest cuvânt, ca să nu mai folosesc termenul de document al Sfântului Părinte, această bogăție a felului în care Sfântul Părinte vede Biserica Evangheliei Gaudium, bucuria Evangheliei. Spuneam, suntem pe final, ca o concluzie la deschis această reflexie despre bucuria Evangheliei, bucuria de a ne trăi credința, ce ne rămâne considerând, dacă ne gândim la faptul că, iată, acest îndemn e adresat fiecăruia dintre noi de a evangheliza cu bucurie. În primul rând, cred că plec de la această reflexie cu acest îndemn viu pentru mine personal de a trăi mai mult această bucurie a credinței. Pentru că dacă eu mă străduiesc să trăiesc autentic bucuria credinței, aceasta automat vorbește de la sine. Nu trebuie să mai caut argumente, pentru că dacă eu sunt mulțumit și bucuros de cuvântul și descoperirea roadelor cuvântului în mine, atunci asta vorbește de la sine pentru ceilalți pe care îi întâlnesc. Și deja consider că aici se află cheia bucuriei. Sora Iuliana, o concluzie? Nu pot decât să merg în linie cu ceea ce exhortația vorbește, convertire, și aici este chemarea, convertire la bucurie. Deci în fiecare zi este loc pentru o convertire. Ceea ce suntem îndemnați și în timpul postului mare, vă mulțumesc mult pentru ceea ce ați împărtășit cu noi, vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni. Iată, sperăm că această serie de emisiuni ne vom reîntâlni cu această temă de două ori pe lună, aproximativ, pe parcursul următoarelor luni, să ne ajute efectiv să înțelegem mai mult bucuria credinței, să înțelegem că găsim forța și entuziasmul de a vorbi despre Iisus Hristos, de a vesti cu viața noastră în măsura în care ne întoarcem la acest izvor, la legătura noastră strânsă cu Iisus Hristos. Vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi. Vă dau întâlnire la o nouă emisiune sub semnul crucii, aici la Apolonia TV. Dumnezeu să vă binecuvânteze și multă, multă sănătate! Oh,